Dragii mei, bine v-am regăsit la o nouă rețetă. Astăzi facem împreună cozonac cu aluat opărit și lapte praf. Este o rețetă foarte bună pe care sper să o încercați și voi cu prima ocazie. Înainte de a începe, nu uitați să vă abonați dacă vă plac rețetele mele. Pentru început ne vom ocupa de aluatul opărit, de aceea vom avea nevoie de 20 de grame de făină și de 100 de ml de apă. Aceste două ingrediente trebuie să le fierbem aproximativ 2-3 minute la foc mediu sau până când vom obține o pastă groasă. După 2-3 minute aluatul este gata, acum îl vom transfera într-un bol curat și îl vom lăsa să se răcească, timp în care ne vom ocupa de restul ingredientelor. Într-un bol vom adăuga 350 de grame de făină, peste care adăugăm 50 de grame de zahăr, un praf de sare, un ou, adăugăm și 20 de grame de lapte praf și un pliculeț de drojdie uscată de 7 grame. Vom răzui și coajă de lămâie și coajă de portocală după gust, iar apoi trebuie să adăugăm peste toate ingredientele 190 de ml de lapte călduț. Drojdia uscată o puteți înlocui și cu drojdie proaspătă. Trebuie să puneți 25 de grame de drojdie proaspătă în loc de 7 grame de drojdie uscată și să o dizolvați în laptele călduț. Aluatul trebuie frământat în jur de 5 minute până ce ingredientele sunt bine încorporate, iar apoi trebuie să adăugăm peste el aluatul opărit și să continuăm să frământăm totul pentru încă 5 minute. Eu am folosit un mixer cu bol, dar puteți să frământați aluatul foarte bine și cu mână. Odată ce și aluatul opărit este bine încorporat, vom adăuga și 50 de grame de unt la temperatura camerei. Acum trebuie să continuăm frământarea, vom mai frământa aluatul încă 5 minute. La sfârșit vom obține un aluat destul de lipicios, dar ne vom ajuta de puțin ulei pentru a nu se lipi. Înainte de a pune aluatul la dospit, îl vom împături puțin și îi vom da o formă rotundă, iar apoi trebuie să îl transferăm într-un bol curat uns cu puțin ulei, îl vom acoperi cu o folie de plastic, iar apoi vom pune bolul într-un loc călduț timp de 40 de minute. Cât timp aluatul este la dospit, ne vom ocupa de umplutură, de aceea vom avea nevoie de 100 de grame de nucă măcinată, peste care vom adăuga 250 de grame de gem. Eu am folosit gem de vișine, dar puteți folosi orice alt gem după preferință. Opțional, peste aceste două ingrediente, puteți adăuga puțină esență de rom. După 40 de minute, aluatul a crescut foarte mult, acum trebuie să îl scoatem din bol și să-l împărțim în două părți aproximativ egale. Vom unge blatul de lucru cu puțin ulei, iar apoi cu mâinile vom întinde o foaie potrivită, nici prea groasă, dar nici foarte subțire, iar apoi peste ea vom adăuga jumătate din umplutură. Odată ce am întins bine umplutura pe toată suprafața aluatului, trebuie să îl rulăm cât mai strâns. Acum trebuie să procedăm la fel și cu cea de-a doua bucată de aluat, o vom întinde și pe ea foarte bine cu mâinile, vom adăuga restul de umplutură, vom întinde umplutura pe toată suprafața aluatului, iar apoi, cum am procedat cu prima parte de aluat, îl vom rula foarte bine. Odată ce am rulat ambele părți de aluat, trebuie doar să împletim cozonacul.
Acum trebuie să transferăm cozonacul într-o tavă specială pentru cozonaci, pe care am uns-o înainte cu puțin ulei, iar apoi vom pune folia de plastic peste cozonac și trebuie să îl mai lăsăm la dospit într-un loc călduț timp de 40 de minute. După încă 40 de minute de dospire, cozonacul a crescut foarte frumos, acum trebuie să îl ungem cu un gălbenuș de ou. Acum trebuie să introducem cozonacul în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 50 de minute. După 20 de minute de coacere, eu vă recomand să acoperiți cozonacul cu o hârtie de copt și să îl lăsați în continuare în cuptor să se coacă încă 30 de minute. Vom lăsa cozonacul să se răcească în tavă, iar apoi îl putem scoate. Opțional, îl puteți pudra cu zahăr pudră. Și, dragilor, cozonacul este gata de servire, priviți cât de bine arată, vă asigur că este și foarte delicios, este o rețetă foarte bună pe care vă recomand cu tot dragul, sper să o încercați și voi cu ocazia acestor sărbători, iar dacă e așa, nu uitați să-mi lăsați părerile voastre în comentarii, nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o până acum și să dați un like la acest clip, vă doresc sărbători liniștite și până data viitoare eu vă pup și vă îmbrățișez cu drag.